Administratorul special al complexului energetic Hunedoara, Cristian Roșu, a anunțat faptul că cele patru mine de cărbune din Valea Jiului și-au revenit din punctul de vedere al cantității extrase. Potrivit acestuia, producția medie este de circa 1.000-1.100 de tone pe zi, huila fiind folosită pentru funcționarea termocentralei de la Paroșeni. În momentul de față am reușit să creștem producția de cărbune față de perioada în care aveam 600-700 de tone pe zi. Acum am reușit să dăm 1.000-1.100 de tone pe zi și sper ca în perioada următoare să reușim să dăm și mai mult. Sunt patru mine în Valea Jiului, Lonea, Vulcan, Livezeni, Lupeni și toate funcționează în acest moment, a declarat joi pentru administratorul special al complexului energetic Hunedoara, Cristian Roșu. CEH este format din minele de cărbune Lupeni, Livezeni, Lonea, Vulcan și termocentralele Mintia și Paroșeni. Cristian Roșu a mai precizat că a prezentat situația CEH în cadrul unei întâlniri care a avut loc marți la guvern pe tema creșterii independenței energetice, însă deocamdată nu s-a discutat despre o eventuală redeschidere a termocentralei Mintia. Discuțiile au avut în general ca punct principal producerea de energie. Strict legate de CEH, am discutat despre problemele prin care trece complexul, tot ceea ce înseamnă funcționarea acestuia în momentul de față. Am prezentat domnului prim-ministru situația în care ne aflăm și cum ne descurcăm în continuare. Nu am abordat alte subiecte. Nu au fost pe ordinea de zi deschiderea Mintiei sau altceva. Am înțeles că vor fi și alte discuții, a mai spus Cristian Roșu.